Statutul de polițist cere multe sacrificii. Deși salariile în MEAI sunt mici, angajații nu pot să efectueze direct sau prin interpuși activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar. Polițiștii au însă și drepturi, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă. În plus, beneficiază de asigurare de viață, sănătate și bunuri, bilete de odihnă, tratament și recuperare sau tratament medical în străinătate pentru afecțiuni contractate în timpul exercitării profesiei. Însă, în ultimul timp, din cauza perioadei grele pe care o trece toți românii, drepturile acestora au fost oarecum uitate. În acest context, astăzi a luat ființă la Giurgiu Sindicatul Național al Agenților de Poliție, organizație la care s-au afiliat 130 de membri. Un sindicat ce vine în ajutorul agenților de poliție, în special a celor care lucrează la posturi. Sindicatul Național al Agenților de Poliție, un sindicat tânăr. A fost nevoie și colegii au simțit nevoia să înființeze acest sindicat pentru că, din păcate, celălaltă organizație nu și-a făcut treaba și ei nu se mai regăsesc în cei care conduc această organizație. La Giurgiu, principala problemă și urgentă care va trebui rezolvată este programul de lucru la posturile de poliție, care nu este respectat, iar orele suplimentare care ar trebui plătite sau transformate în zile libere au rămas o amintire. O înțelegere mai bună din partea conducerii Inspectoratului și a Poliției Municipale și la celelalte poliții Bonentim Heilești. Dorim ca polițiștii să-și facă datoria cum și-a făcut-o și până acum și vrem ca să fim înțeleși atunci când avem probleme, cum noi înțelegem conducerea că este nevoie ca de fiecare dată să ne prezentăm la datorie, indiferent de timp, de anotimp sau de împrejurări și dumnealor să ne înțeleagă atunci când noi avem probleme. La nivel național, principalul obiectiv este schimbarea statutului polițistului, modificările acestuia axându-se cel mai mult pe respectarea drepturilor omului. Putem vorbi de schimbări majore și am să spun doar una aici, adică dânsul agent de poliție, dacă are studiile juridice necesare, poate să concureze până la funcția de șef de birou sau șef secție poliție rurală, va primi gradul de inspector principal, după care evoluează în carieră. Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, a mai declarat că imediat după sărbători se vor reuni din nou. De această dată cu toți agenții de poliție din județ, inclusiv cu șeful Inspectoratului Județean de Poliție, Giurgiu. Atunci vor expune problemele care au fost dezbătute astăzi și care necesită rezolvare.